Cum depistezi energiile dușmanice, magii din jurul tău sau cine îți lucrează energetic? Te lucrează. Da. Gata, ai înțeles, ai agățat situația cu toți. Bun. Ai suprapus lumea, deja ai cam rezolvat. Da? Și toată lumea e sub măști. E ca și cum ți-ai adus acasă tot pământul. Da? Și acasă e numai familia ta din doi oameni sau din unu sau din trei, da? Vecini doi, cam ce vezi tu. Și aici se întâmplă totul, e suprapus. Și ție ți se spune, nu, da? Unde ți se spune? Te mai uiți la proiecțiile tale. Ce mai fac colegi? Și se spune cât de cât găsești tu, se spune. Și se nimerește și da, rezonează asta, e rezonează, da. Mă vorbește, femeie. Te-ai trezit acum, da. Bună dimineața. Și tu știi că e cu tare, cu tare, cu tare, punct. Aici sunt măguții în jurul tău. Dacă îi ridici la rang de magi, poate că nici nu, nu că nu merită, dar nu, nici nu știu ei, nu știu ce înseamnă asta, să zicem. Omul poate să facă cu bună știință ce face energetic și poate să nu-și dea seama că are abilități și nu-și dezvoltate și face în stânga și dreapta numai rele. Da, e un zâmbet din ăsta. Să mai diminuiesc din că vezi lucrurile și pui la cum e un pic așa, da. Bun. Poate să zică cine vrea, ce o vrea. Tu ajungi la un nivel, da, la un level intuitiv, unde scanezi omul, îl vezi, nici nu trebuie să deschidă gura să zică. Tu îl vezi și înțelegi unde e și cine e. Și dacă tu simți că omul ăsta a făcut asta, omul ăsta a făcut asta, că ți-i copilul, că ți-i mama, că ți-i tata, că ți-i iubitul, că fratele, că colegul, că prietenul, că nu știu cine. Dacă tu simți că acolo e, acolo e. Zăza băză energetică și răstorni lucrurile așa cum trebuie, le pui la punct. În sens că ia un fel de aha moment, sare în lumea aia unde poate să zică cine ce vrea, tu un fel de dai la o parte lumea asta și sare în lumea aia unde așa e. Înainte se spunea așa-ți convine. A, așa-ți convine să crezi, așa-ți convine să înțelegi tu asta, nu e așa. Ei, omul când înțelegea că e ceva și spunea că e așa, că negativ, pozitiv, nu contează. Omul dădea într-o parte tot și sărea în lumea aia unde e așa. Și așa și se întâmpla și așa era. Da? Și lămurește una alta cu țiuie șoricel, când șoricel sau pasăre, cum e? Pasăre. Da, s-a mai prins un șoricel peste noapte. Doamna, dar ce faceți aici? Creșteți șoricel. Da, băi, gata, e ultimul răcnet. Șoricelul. Șamanii își fac de cap. Îți dai seama, șamanul s-a transformat în șoricel și a alergat în spațiul tău, sau în pisică, sau în cățel. Și tu ai... Bine, pisici, căței nu poți să-i omori, că nu ești... Ți-i drag animaluțul și nu e despre asta. Dar șoricei, nu te oprește nimeni.
Și uite cum devii criminal. Devii mag criminal. Da. Asta cum era... ăla care a alergat după vrăjitoare, Hunter. Și le termina. Da. Acolo ești, nu știu ce am zis, cuvintele, sper să nu supere pe nimeni astea care din cuvintele astea sunt. Că nu-ți pasă, da, nu-ți pasă, da, nu... Îți pasă, adică îți pasă. Acolo ești, știi despre cine e vorba, știi cine ți-a făcut, ce ți-a făcut, nu mai merge. Că da să mai întreb pe cineva, da să, mai, să mă mai gândesc, da să mi se arate, gata, ți s-a arătat, nu merge. Și direct, acolo e, da? Ești casta luptătorului, da? Deci toate castele, toate nivelele. Da, trebuie să fii și negustor, și luptător, și mag, și mai magiajul ăsta. Acolo e, ai înțeles unde ești, ai anulat puterile tuturor, ea e lângă tine, toți. Când iei puterea magului, îți întorci tot ce a tras din tine, tot ce a furat frumusețe, tinerețe, vârstă, tinerețe, da, sănătate, noroc, bucurie, pace și ordine. Da? Și în timp iei înapoi ce ți-a furat, ce, culme, ți-a furat și fața. Îți dai seama, fața. Și la un moment dat zici că semeni cu, da? Cu magul care a lucrat. Dar nu tu semeni, tu iei înapoi ce ți-a luat. El seamănă cu tine, el a semănat cu tine. Da? Ai avut și ai văzut și reacția după ce te-ai ras în cap și ești tu fug afară când începea ploaia să strângi hăinuțele de pe frânghie. Și ce reacție au avut rudele tale? A făcut un pas în spate. Da? Zici că au văzut pe cineva care nu trebuia să fie acum aici. Și reacția a fost așa de puternică. Da, imediat ai înțeles despre ce e vorba, care a fost zăza-băza, cum... Care e legătura între cei care te-au văzut și cel cu care, pe care l-ai pus la punct, magul și așa mai departe. Da, da, da.